Dragilor, astăzi este alături de noi Sabina Strugariu, psiholog, psihoterapeut integrativ și pozitivist și vorbim despre viața de cuplu, despre relațiile de cuplu în cadrul acestei campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Arată-i că-ți pasă. Am ales ca carte pe marginea căreia vom discuta și pe subiectul pe care vom discuta. Este vorba despre Primește iubirea pe care o dorești de Herville Hendrix, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. Noi am mai discutat de multe ori, dar este un subiect atât de frumos și metoda, strategia, cum vrem noi să o numim, terapia, dialogul, imago, ajută foarte mult în comunicarea dintre parteneri. Sabina, ce înseamnă de fapt dialogul imago? Care sunt caracteristicile lui specifice? Ce face această metodă, să spunem, eficientă în relaționarea și în comunicarea partenerului și cum ajută dialogul imago? Bine, cred că, să știi, dialogul imago nu este numai pentru relațiile de cuplu. Ar fi drăguț să putem să vorbim unii cu alții folosind... Și pentru copii și în relația cu copiii. Pentru copii, dar în general, noi, mai ales noi ca adulți, cred că am putea să dezvoltăm această trăsătura comunicării, nu? Dacă e tot atât de important să vorbim unii cu alții, respectând câteva principii. Nouă ni se pare că doar pentru că știm să vorbim și să folosim cuvintele, comunicăm. Însă a ajunge să te exprimi pe tine și să-l înțelegi pe celălalt nu este atât de simplu, tocmai pentru că suntem aceste persoane foarte diferite, cu tipare diferite, cu așteptări diferite, cu credințe diferite, moduri de a exprima iubirea diferit. Și ceea ce au făcut Herville și cu Helen sunt au fost să scoată cumva la iveală această credința noastră că celălalt ar trebui să ne înțeleagă doar pentru că ne iubește. Și că asta este un mit. Că, de fapt, ca să putem să-l ascultăm pe celălalt, este nevoie cumva să ne dăm un pas în spate, știi? Să nu... Noi avem tendința, când comunicăm, avem ceva important de zis, vrem ca celălalt să audă ce avem noi de zis, de multe ori nici nu mai verificăm dacă celălalt a înțeles așa cum noi am vrut să înțeleagă și trecem mai departe și acumulăm tot felul de lucruri. Și Herville și cu Helen spun, hei, ia uite, e această tehnică, dialogul imago, care presupune trei lucruri. Presupune oglindire, validare și empatie. Oglindirea este atunci când asculți fără să intervii. Adică asculți ceea ce spune celălalt și în tehnica terapeutică, ideea este să și reproduci ceea ce spune celălalt. Adică să te asiguri că ai înțeles. De multe ori cuplurile se cam pierd și se fustecesc pentru că pare așa o pierdere de timp să zici că repeți ca un papagal ce spune celălalt. Păi repeți, pentru că până și când repetăm, de multe ori descoper că oamenii repetă cu cuvintele lor și au impresia că au spus exact ceea ce a spus partenerul sau cealaltă persoană implicată în dialog și dar eu nu asta ți-am spus. A, păi tot acolo, nu ai folosit alte cuvinte. Da, dar celelalte cuvinte aveau altă semnificație, da? Proprietatea cuvintelor era alta. Și atunci este foarte important să ne asigurăm că am vorbit și am înțeles ceea ce s-a transmis și de o parte și de alta. Asta presupune oglindirea. Validarea presupune să vezi de unde vine celălalt. Chiar nu e vorba despre a fi de acord sau a nu fi de acord cu credințele sau valorile sau emoțiile celuilalt, dar e, da, înțeleg că ai putea să crezi asta pentru că acum că mi-ai spus știu, nu știu, de ce, din alte relații, din relația cu părinții, ai credința asta și atunci pot să înțeleg. Pot să nu fiu de acord, dar pot să înțeleg. Despre asta este validarea, da? Ai da cumva celuilalt autoritatea și dreptul de a avea propriile trăiri și credințe, chiar dacă nu e vorba de bine sau de rău, adevărat sau fals. Și empatia este, ok, cum anume pot eu să, sau ce simt eu în legătură cu ceea ce tu mi-ai transmis. Da? Și asta ne ajută cumva, trecând prin toți pașii ăștia, să putem să înțelegem că avem credințe diferite, putem vedea lucrurile diferit și totuși putem să ne susținem unii pe alții. Chiar și așa, când nu suntem pe aceeași lungime de undă. Un subcapitol al cărții, Primește iubirea pe care o dorești,
chiar așa se intitulează, Cum să devii conștient. Ce înseamnă până la urmă această sintagmă, partener conștient? Majoritatea lucrurilor pentru care noi ne certăm în cuplu, de exemplu, da, sunt lucruri care nu țin de cuplu sau nu țin de prezent. Da? De multe ori se adună frustrări în ani de zile, dar multe dintre ele sunt din trecut, da? Și sunt anumite lucruri care, da, noi le numim triggere sau declanșatoare. Există ceva ce partenerul face și pe tine te activează într-un mod sau reacționezi într-un mod impulsiv sau foarte emoțional sau dintr-un loc foarte profund. A fi conștient presupune să ajungi în punctul în care să poți să îți cunoști propria istorie și să poți să reacționezi din lucruri care se întâmplă în prezent, să poți să alegi niște lucruri. Dacă nu ești conștient de ce te-a rănit, cum te-a rănit, o să îl folosești pe partener pe post de buffer pentru toate lucrurile care nu funcționează și foarte multe așteptări o să fie cumva de la cei din jur, de la copii, de la partener, de la, în general de la ceilalți, pentru că lipsa conștientizării presupune că nu știu că mă doare ceva, nu știu exact ce mă doare și tot ce pot eu să fac este să reacționez, nu pot să acționez, nu pot să aleg, pentru că nu sunt conștient de unde a venit, deci știu doar că am o stare, nu știu, mă frustrează, mă înfurie, mă deranjează că tu faci nu știu ce lucru. Da? Ideea asta de a deveni conștient și Herville și cu Helen insistă foarte mult pe faptul că noi având acest bagaj emoțional pe care îl aducem în relații, singurul mod prin care noi putem să ne echilibrăm este dacă ne ajutăm unii pe alții să devenim conștienți. Nu devenim conștienți de unii singuri, știi, cumva și dialogul Imago este despre asta și practic toată teoria lor este despre a putea să ne ajutăm unii pe ceilalți să ne reparăm, pentru că asta e, în relații ne reparăm, nu în vid, nu există să fii singur în vid. Dacă cumva tu porți niște răni emoționale care s-au dezvoltat în relații, pentru că și relații cu părinții sunt niște relații, cu bunicii, cu frații, cu școala, cu, nu știu, toate sistemele relaționale din jurul nostru, noi le aducem și le scoatem la iveală cel mai mult în relația de cuplu, pentru că acolo este cea mai intensă emoțional cumva, da, relație dintre toate relațiile pe care le avem. Ce înseamnă și nu doar ce înseamnă și cum ne ajută sau cum ne face să ne simțim crearea unei zone de siguranță în relație? Păi cred că nu există, nu putem să vorbim despre nimic dacă nu vorbim despre siguranță. Pentru că de acolo pornim, cu cât te simți mai în siguranță, cu atât îți este mai ușor să te deschizi, cu atât îți este mai ușor să fii vulnerabil, dar și de asta nu spunem doar vulnerabil în sensul de vulnerabil cu fricile sau cu nesiguranțele tale. Vulnerabil înseamnă și să poți să-ți dai voie să fii entuziasmat și să trăiești bucuria fără frică. Da? Sau, nu știu, entuziasmul pur și simplu de a fi într-o relație sau de a trăi anumite lucruri. Toate lucrurile astea se fac plecând de la o bază de siguranță. Da? Dacă nu există încredere între parteneri, nu prea există mare lucru. Pentru că e ca și cu zona de confort și că cred că mai vorbeam noi la un moment dat, că se insistă foarte, foarte mult în ultimii ani pe ideea asta de să ieși din zona de confort. Sau este această expresie de a ieși din zona de confort. Însă nu degeaba se numește zonă de confort. Mie îmi place mult mai mult ideea de a lărgi zona de confort, pentru că asta înseamnă că nu e nevoie să ieși, ci pur și simplu să o extinzi, să te simți confortabil în cât mai multe situații, pas cu pas. Cred că același lucru este și cu siguranța în cuplu. Da? Nu este, dacă nu ai siguranță în cuplu, tot ceea ce faci e pentru a ajunge la starea de siguranță. Da? Dacă tu creezi o stare de siguranță în care pleci de la premisa că indiferent dacă celălalt face anumite lucruri sau spune anumite lucruri sau se creează un context în care potențial te rănește, nu e pentru că intenția lui este să-ți facă rău. Dar asta înseamnă siguranță, este să poți să înțelegi că vine de undeva lucrul ăla și să poți să fii atât de disponibil de a sta cu lucrul respectiv și de a pleca de la premisa, ok, celălalt n-a vrut să mă înțeleagă, să mă rănească, dar ceea ce a făcut sau a spus m-a rănit. Cum rezolvăm treaba asta? Dacă avem un spațiu de siguranță, putem să ne ducem și să
aducem în discuție lucrurile astea, să încercăm să le rezolvăm sau dacă nu, o să încercăm să căutăm siguranță prin tot felul de mijloace. Și asta înseamnă că nu o să putem să creștem relația, pentru că siguranța e baza, e ca și cum am lucrat toată viața la a pune o temelie. Da? Dacă nu ai siguranță, orice construiești, tot timpul trebuie să te uiți unde o să se dărâme, care e lucru, adică ești tot timpul în alertă. În timp ce dacă ai o bază de siguranță, după aia construiești, da? Și schimbi lucruri, transformi relația, se duce în mai multe direcții, dar știi că baza aia e. Și în general, baza de siguranță presupune poți să-mi spui lucruri, poate nu o să fiu de acord cu tine sau o să fiu, sau, dar eu vin cu disponibilitatea mea de a încerca să repari, plecând de la premisa că și tu faci același lucru. Mă gândeam în timp ce te ascultam, făcând cumva și referire la dialogul Imago, la o scenă în care el mai mult, partenerul, mai mult sau mai puțin conștient, îi spune partenerei ceva, o vorbă. Pe ea o rănește și ea îi spune, știi, m-a rănit când ai spus lucrul respectiv. Și mă gândeam cât de conștient să fii în relație ca partenerul să vină cu replica, știi, eu poate de fapt am rănit o rană emoțională mai veche pe care tu probabil că ai trăit-o în copilărie cu părinții tăi și eu am făcut lucrul ăsta poate involuntar sau inconștient. Și vreau să mă îndrept așa încet, încet. Dacă ai de spus ceva, zi. Da, știi, mă gândeam, ce spui tu acum e, da, vorbim de maturitate emoțională. Da. Cineva care să poată, adică nu e nevoie. Sorry, da, nu e nevoie. Asta, știi, cumva e un discurs... Oarecum, poate pentru mine, limbajul ăsta este foarte familiar, pentru că ăsta este limbajul pe care îl folosesc zi de zi, da? Dar oamenii nu au nevoie să folosească atât de multe cuvinte și nici să înțeleagă atât de mult, știi, asta, am rănit o rană emoțională. Da, ok, asta e pentru cineva care are un vocabular emoționat, da? E pur și simplu disponibilitatea, dacă celălalt spune mai rănit, chiar dacă nu e vorba, ok, nu știi ce ai rănit, nu știi ce ai declanșat în celălalt, dar pur și simplu faptul că cel pe care îl iubești îți spune mă doare ce faci, să te oprești să zic ok, nu știu, poate că ceva din ce am făcut și mie mi se pare foarte firesc să fac, pe tine, hai să vedem cum putem să ajungem la un numitor comun. Da? Asta înseamnă deschis. Nu toată lumea vorbește din cărți sau exact, vorbește din teoriile terapeutice, pentru că nici măcar, adică și... nici măcar eu în viața mea personală nu pot să aplic uneori toate lucrurile astea pe care le știu sau pe care când sunt foarte rațional și mă gândesc la lucrurile astea pot să le explic și sunt clari pașii, dar când creierul este supra-copleșit și inundat de cortizol și de stres și de emoție, nu suntem atât de capabili să vorbim așa frumos și să spunem lucrurile astea. De asta e cumva atât de important că oamenii ăștia încearcă să facă lucruri mai practice, adică să le dea oamenilor niște instrumente, da, pe care la un moment dat e vorba ca la școală. Le repeți până, nu, poate nu înțelegi din prima, da, nu știu, faci înmulțirile alea și la un moment dat te prinzi că, a, ok, îmi folosesc la asta. La fel este și cu capacitatea noastră sau disponibilitatea noastră de a ne însuși un mod de a comunica într-un anumit fel. Da, înseamnă întâi să înțelegem că e o tehnică pe care o folosim, poate că nu ni se pare... Așa, și nu e nevoie să ajungem cu ea să vorbim, nu știu, vai, cu orele, săptămânile, da? Pur și simplu deschiderea și ideea asta că oamenii nu vor să se rănească unii pe alții. În mare parte, dar nu vorbim despre patologii grave, vorbim despre noi. În general, fiecare dintre noi acționează dintr-o dorință de a se exprima pe sine, de a găsi pe cineva care este similar, de a se face înțeles. Și uneori, pentru că suntem atât de prinși în povestea noastră, nu putem să fim atenți la celălalt. Și când celălalt îți spune, hei, mă rănești sau nu-mi place ce faci, sau... uneori suntem, cum, dar eu care mă străduiesc atât de mult și fac atât de multe lucruri și tu nu vezi. S-ar putea chiar să nu vadă, nu pentru că te desconsideră, ci pentru că percepția este alta. Da? Lucrurile la care celălalt e atent și să ai disponibilitatea să vezi că venim pur și simplu din moduri și din funcționalități diferite, cred că asta este un prim pas și e unul dintre cele mai grele. Nu e nevoie să vorbim despre, nu știu, teorii.
ce facem sau mai degrabă spus cum gestionăm, pentru că cu siguranță apare în viața poate lungă și complexă a unei relații de cuplu și lupta pentru putere, ce facem să gestionăm această luptă pentru putere sau care sunt mecanismele prin care putem să depășim? Pentru că e clar că în iubirea romantică, așa cum am mai discutat noi și în alte rânduri, în prima fază, faza de îndrăgostire cu fluturaș în stomac, sunt lucruri pe care nu le vedem, pe care celălalt s-ar putea să ni le ascundă, s-ar putea ca noi în naivitatea noastră de îndrăgostiți să nici nu ne intereseze să le vedem, chiar dacă cineva din afară spune, vezi, ia uite cum este respectivul partener, ia uite cum s-a purtat, ia uite cum... celălalt nu vede, da? E blank, orbit în perioada respectivă. Ei, și după o perioadă, să zicem, mai ales de conviețuire împreună, da? Când suntem nevoiți cumva să trăim și să-l vedem pe celălalt, nu 2 ore pe zi sau 3 ore pe zi, ci să-l vedem de dimineață. Din momentul în care s-a trezit, cum reacționează și până momentul când ne culcăm. Ce facem? Cum gestionăm conflictele din cadrul luptei pentru putere? Păi, cred că primul lucru care ajută este să conștientizăm faptul că simbioza asta nu este sănătoasă decât la începutul relației. Deci partea asta de iubire romantică este extrem de importantă, pentru că ne ajută să vedem mai mult similaritățile decât diferențele. De fapt, lupta de putere apare și, cred că și primește iubirea pe care o dorești și dăruiește iubirea... Iubirea care vindecă, dorește iubirea care vindecă. În ambele cărți, și Herville Hendrick și cu Helen Hunt, vorbesc foarte mult despre treaba asta, vorbesc despre lupta de putere în ideea în care, după ce trece, da, avem această perioadă în care vedem lucrurile bune, ne unim, ne apropiem și la un moment dat, da, după un timp, devenim atât de simbiotici încât fiecare lucru, oricât de mărunt ar fi, vine ca o fisură și de regulă se activează rănile alea. A, nu ești exact ca mine. A, deci uite, tu faci nu știu ce lucru, nu știu cum. Sau... Și aici lupta de putere apare în momentul în care, odată activându-se rănile noastre, ce se activează sunt mecanismele de apărare. Da? Că asta înseamnă lupta de putere, înseamnă cineva atacă sau cineva se simte atacat și intră în defensivă. Și acolo începem să ne luptăm pe a cui mecanisme sunt mai bune, ale mele sau ale tale. Da? Uite, eu am supraviețuit făcând anumite lucruri, nu știu, da? De la a face curat sau a nu face curat, de la cum ne gestionăm timpul liber, toate aceste lucruri sunt mecanisme pe care noi le-am dezvoltat de-a lungul anilor pentru a funcționa și a supraviețui. Da? Iar lupta de putere în cuplu este odată ce nu mai suntem în simbioză, da? Și eu încep să te văd pe tine în individualitatea ta și tu pe mine în individualitatea mea, începem să ne temem că individualitatea o să ne facă să pierdem similaritățile, că nu sunt atât de puternice, că, da? Și cu cât se și pierd un pic din emoțiile de început, care sunt cumva sunt lipiciul ăla care te țin, e nevoie de un pic de efort să poți să te uiți la celălalt și să spui, mă, dar n-are cum să funcționeze ca mine. Da? Lupta de putere nu înseamnă că aici, nu înseamnă că eu trebuie, că cineva din noi trebuie să câștige. Lupta de putere în relația de cuplu nu înseamnă că va câștiga cineva. Înseamnă că va câștiga relația. Iar ca să câștige relația, e nevoie ca și eu și partenerul să putem să descoperim noi mecanisme prin care să ne ajutăm unul pe altul. Da. Apropo de lupta pentru putere, compromisul, și când vorbesc de compromis sau de anumite concesii și vorbim de cele la care ne putem adapta, cele care sunt, să zicem, neapărat utile, dar în relație sunt ok, sunt suportabile, sunt chiar nu suportabile, acceptabile, ajută compromisul, până la urmă și negocierea ajută în relația de cuplu? Păi bineînțeles, eu nu cred că există relație fără compromis, pentru că altfel am fi niște insule cu limite etanșe și
fiecare ar sta în limitele lui, așteptând într-o fantezie în universul ăsta, posibil că vom întâlni pe cineva care se va suprapune fix pe limitele noastre, 100%. Adică, da, cu cineva care ești identic, nu ai ce să negociezi. Ce să negociezi? Pentru că nu... Dar nu există așa ceva și nici nu cred că ne-ar plăcea dacă ar exista, deși mulți dintre noi avem această fantezie că vom cunoaște pe cineva care, știi, va vrea exact ce vrem noi, va simțim cum simțim noi 100% din timp. Jumătatea sau sufletul perechi? Da, însă jumătatea sau sufletul pereche, nu știu, dacă știi că noi nici măcar, nu știu, pe jumătate nici nu suntem simetrici, adică și aici avem niște, nu există, adică nu e, e totuși o fantasmă, chiar și cu sufletul pereche consider că e o fantasmă. Negocierea și compromisul presupune că, da, eu un individ și un alt individ care vin și găsesc un spațiu sau creează un spațiu între ei, da, la început neutru sau nou sau, da, și fiecare spune, hei, eu aici, în relația asta, pot să aduc asta și asta și asta. Și celălalt spune, bine, dar eu n-am nevoie de aia și aia, mi-ar plăcea să aduc și cealaltă chestie. Tu ce poți să aduci? Și aici începe o negociere. Negociere nu e un lucru negativ, iar compromisul înseamnă pur și simplu că eu aleg ca asta, dacă sunt conștient. Problema este că cei mai mulți oameni fac compromisuri nu pentru că înțeleg că ei renunță la ceva important pentru ei pentru că relația este mai importantă. Cei mai mulți fac un compromis în ideea în care uite ce sacrific eu pentru tine, la un moment dat tu va trebui să-mi dai ceva înapoi. Exact, exact, aici este exact. Problema. Da? Problema nu e să pun așa, problema este compromisul înseamnă eu renunț la ceva care este important pentru mine ca individ. Pentru că de bună voie, de bună voie și nesilit de mine. Aleg, da. Pentru că ceea ce eu primesc sau relația la care eu lucrez și încerc să construiesc îmi dă mai mult decât lucrul la care renunț. Da? Dacă eu renunț în ideea că tot te vei schimba sau că relația asta va hrăni nu știu ce lucruri din mine la un moment dat, normal că voi aduna frustrări și compromisul ăla va deveni un fel de sacrificiu inutil. Da? Și voi deveni fie o victimă a propriilor mele alegeri inconștiente, pentru că dacă nu conștientizăm aia e, fie vom învinovăți constant pe celălalt, pentru că nu se ridică la nivelul așteptărilor din fanteziile noastre. Dar, de fapt, ăla nu e un compromis real, adică nu e o negociere onestă. Dragilor, am vorbit astăzi despre viața de cuplu, viața complexă, relația de cuplu, alături de Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ, discuția noastră pe marginea cărții pe care, iată, vi-o recomandăm cu mare drag, cartea Primește iubirea pe care o dorești, ghid pentru cupluri, colecția Pas în doi, carte scrisă de Herville Hendrix. Noi vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invităm să urmăriți în cadrul acestei campanii toate materialele video cu specialiștii noștri, cu psihologi și psihoterapeuți pe relația de cuplu, materiale pe canalul de YouTube Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii. Încă o dată mulțumiri, Sabina. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!